Ce sfat? Uite, încerc să mănânc ceva, că seara n-am putut nici să dorm. Păi, Alexandra, da. Poți să stau și eu lângă tine? Da, sigur, cum să nu. Yes. Yes. Ce să zic? Ce să zici? Ce vrei să zic? Ce e cu tine? Pana mea, sunt puțin supărat, îți dai seama. Da. Da, nu știu tu ce zici, adică... De ce crezi că a plecat sau... Nu știu, ai mai vorbit cu ea? Da. Chiar am vorbit azi noapte cu ea. Mi-a spus că nu se regăsește aici, că... Da. Care motivele personale? Nu știu, n-am vrut să-mi spună clar exact motivele. Că nu-i plăceau anumite persoane de aici, anumite conflicte. Mi-a spus că cel mai rău îi pare de mine. Da, știu că așa am vorbit cu ea, dar nu știam dacă ai vorbit tu. Am vorbit de așa. Am vorbit până la 5 dimineața. Ce drăguț. Da, eu chiar o înțeleg. Eu am vorbit mai mult cu ea și o înțeleg și dau dreptate și mă bucur că a ales să plece. Adică, na, n-ai cum să stai undeva unde nu te simți confortabil. Păi și eu ce să fac acum? Să plec și eu? Nu știu, asta simți tu să faci? Mă simt nașpa. Da, mă, dar... Mă simt oarecum singur. Bine, nu sunt singur. Sunt cu voi, vorbim, eu mă înțeleg ok cu toată lumea. Momentan. Dacă ai gândit acum că a plecat ea, o să fie bătălie pe tine? Nu, m-am gândit că poate își face ea pe cineva până ies de aici. Nu știu, cred că sentimentele ei chiar erau, de fapt, sunt reale. Și eu mai ales să încerc că... să vorbesc cu ea în continuare, îți dai seama să ținem legătura, dar n-am de unde să știu ce face. Nu știu, nu pot să spun că nu o să te aștepte sau că nu o să te aștepte, dar eu cred că... Nici eu nu pot să spun, îți dai seama. Eu cred că nu o să renunțe așa ușor la voi. Momentan asta e și părerea mea, dar n-ai de unde să știi cât o să stau eu aici. Oricum, o să treacă. Na, rănile se vindecă destul de repede. Dar tu, așa, nu știu, mi-e de tine că ne-am văzut eu mai multe cum să fofileau pe lângă tine. Eu și când observat. Era ea pe aici. Păi n-ai observat, logic că n-ai observat, că aveai două ochi doar pentru ea, dar noi din exterior privim altfel și vedem totul altfel. Da, dar cred că observam așa, adică, știi cum, nu mi s-a părut că a făcut nimeni o chestie să interacționeze cu mine, știi? Adică, nu știu, poate le era frică de ea sau era ea mai, așa mai... De interacționat? Nu au interacționat, dar eu sunt femeie și cunosc, știu, văd când o femeie privește un bărbat cu anumiți ochi, înțelegi? Și, da... Da. Tu să ai grijă, că eu sunt sigură că Alexandra... Dacă știi ceva, aș aprecia să mă spui, gen de vreo fată sau... Lasă-mă să mai analizez puțin și o să spun. Tu ce mai faci? Da, eu ce să fac? Sunt așa, chestiile astea cu Cătălin, știi? Nici nu mai știu ce vreau, nici nu știu ce vreau să fac. Oricum, da, la vârsta mea... Ce, tu știi ce vrei la vârsta mea? Băi, știam, dar nu era corect. Ah, ok. Deci tot nu e bine. Da, nu știu ce vreau să fac. Sunt așa, așa. Nu știu dacă îmi place chiar așa mult. M-am aprins ca proastă, știi că... Bine, eu oricum așa sunt, mă aprind repede și mă sting repede. Dar după tot ce s-a întâmplat, după... Așa, sunt niște tensiuni, știi, care nu... Între voi doi? Da. Îți dai seama, după toată chestia aia, nu știu, am impresia că tot el mă ceartă pe mine, știi? Păi de ce te ceartă? Păi așa face el, mă ceartă, nu știu ce are. Dragi pe el. Oricum, mi-am dat și eu seama de o chestie. Sunt aici pentru altceva. Sunt mică, adică... Corect. Chiar la mine chiar nu are niciun rost să mă gândesc la relații normal, sau, normal. Știi? Celebrity.
Nu uitați, de punct Zamfir și Diana Iuliana underline 1, nu mai îmi știu am Instagram-ul. Follow, stânga, follow, dreapta. Dar let's te las că vreau să mă să fumez o țigare. Și ți-am mai zis eu, vezi că acum o să fie bătălie pe tine și s-ar putea să vă bat eu pe toți.